2017 a fost anul în care ați început marile proiecte pentru județul Tulcea. Anul 2019 este cel în care trebuie să le duceți mai departe. Care sunt planurile dumneavoastră pentru anul care vine și ce sperați să terminați în 2019 sau ce se va lungi poate și mai departe în 2020 sau 2021? Da, într-adevăr, 2018 a fost un an bun, spun eu, pentru județul Tulcea. Toate proiectele majore pe care, cu care eu m-am angajat în fața tulcenilor au prins contur, unele sunt la maturitate, altele sunt într-un stadiu avansat de achiziție. Așa cum am mai spus de multe ori și îmi place să repet acest lucru, am avut câteva proiecte majore și mă refer aici în susținerea investiției Pod peste Dunăre, faleza din Tulcea, Spitalul Județean și aeroportul din Tulcea, cele patru mari proiecte cu care eu m-am angajat în fața oamenilor că voi reuși să le duc la bun sfârșit și sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Dacă vorbim de pod, toată lumea știe, în mare parte se știe care este situația. Sperăm ca ordinul de începere a lucrărilor să fie dat acum peste câteva zile, în decembrie. Faleza din Tulcea, pe discuțiile care le-am avut acum două zile la București, contractul de finanțare va fi semnat în decursul lunii ianuarie, iar aeroportul din Tulcea, contractul de finanțare va fi semnat joi acum cu Ministrul Transporturilor. Discutăm de celălalt mare proiect al județului Tulcea, al orașului Tulcea, Spitalul Județean, fiind singurul spital din România finanțat pe fonduri europene. Această investiție sperăm, noi avem studiul de fezabilitate terminat, sperăm ca ghidul, pentru că s-a modificat programul, inclusiv ghidul, să îl avem în luna februarie gata, astfel încât să putem scoate la, să avem și cererea de finanțare aprobată și să scoatem la licitație și acest proiect până în primăvara anului viitor. Ați început deja proiecte de mai mică amploare, dar la fel de importante pentru județ, mă refer la farul de la Sulina și altele. Când le vedeți pe acestea realizate, în ce stadii sunt în momentul de față? Toate cele trei mari proiecte pe cultură, farul de la Sulina, muzeul de etnografie și Casa Panaghia din Babadag, sunt în stadiu de licitație în momentul de față. Sperăm ca în 2-3 săptămâni, maxim o lună, să avem și constructorii pe aceste trei investiții. Sunt multe alte investiții pe care le avem în derulare, în diverse stadii, și acestea sunt date de infrastructura rutieră și mă refer la drumurile județene aici, care, din cele 8 mari proiecte, pentru că toată trama drumurilor județene din Tulcea va fi refăcută în totalitate, deci, așa cum am spus, unele sunt cu constructor, deja sunt au trecut de stadiul de achiziție, altele sunt în momentul de față în achiziție, urmând și sperând ca până în vară toate cele 8 mari drumuri județene, investind în drumuri județene care depășesc peste 120-130 de milioane de euro, să avem constructorul. Asta este dorința noastră, deci să efectiv să înceapă lucrările pe aceste drumuri județene. De altfel, județul Tulcea, și mă refer aici la Consiliul Județean, are în portofoliu un număr de peste 40 de proiecte majore, care unele sunt într-un stadiu nu foarte avansat, dar care se încadrează în termenii dați de ghiduri și de programe. Și aici mă refer la mini-porturi, mai sunt două mini-porturi, unul la Sarichioi, în zona Enisala, celălalt mini-portul de la Sulina. De altfel, sunt investiții pe care vrem să le închidem foarte repede, să ne încadrăm în termenele impuse de fondurile europene. Domeniul sănătății, să nu o uităm, în afară de Spitalul Județean, care are o investiție de 50 de milioane de euro pe modernizare, ambulatoriu și urgență, sunt celelalte spitale, Spitalul de Psihiatrie, Spitalul de Boli Contagioase, vreau să enumăr aici, să nu uit, Sala Sporturilor prin CNI, care este în stadiu de avizare la Ministerul Dezvoltării, o sală de peste 4.000 de locuri. Deci iată că sunt investiții nenumărate și sunt multe altele pe care le avem într-un stadiu destul de avansat și care
la sfârșitul mandatului, garantat, unele dintre ele vor fi în stadiu de execuție. Ceea ce am spus până acum sunt în stadiu foarte avansat și sperăm ca derularea investițiilor să aibă loc pe parcursul anului viitor. Vorbind despre dezvoltarea județului, turismul are o componentă importantă. Ați devenit membri la asociația aceasta care promovează județul Tulcea și aș vrea să ne vorbiți puțin despre ideea de a duce turiști în Delta. Ce vești aveți legate de drumul expres și de ce nu despre aeroportul Tulcea? Da, despre aeroport am spus că primul proiect îl semnăm joi, deci cererea de finanțare se va semna, contractul de finanțare se va semna joi, deci peste două zile. Urmează un alt proiect pentru modernizare, terminal, iar o veste, poate este în premieră, sunt în discuții foarte avansate, sunt discuții foarte avansate privind scoaterea la licitație a SF-ului pentru drumul expres Brăila, Tulcea, Constanța, care să lege pe mai departe, peste podul de la Brăila, Tulcea, Tulcea, Brăila, îmi place mie să spun, cu cele două autostrăzi, care una către A2 și celelalte două drumuri expres care merg la Buzău și la Focșani. Aveți timp și de proiecte noi în 2019? Vă gândiți la altele sau doar le duceți la bun sfârșit pe acestea? Ținând cont de faptul că anumite call-uri se vor închide până în primăvară, majoritatea call-urilor se vor închide până în primăvară, eu mi-aș dori să le ducem la bun sfârșit pe acestea. Oricum sunt extraordinar de multe, sunt sume importante pentru județul Tulcea și ceea ce dumneavoastră a spus, dezvoltarea turismului în Delta Dunării, în Dobrogea. Discutăm de turism în general pentru noi dobrogenii, nu se putea face fără o conectivitate la un anumit standard. Discutăm de pod, discutăm de drumul expres, discutăm de aeroport, discutăm de un alt proiect, că mi-ați deschis apetitul acum, care de asemenea trebuie pus în valoare pe mobilitate. Este vorba de achiziție de nave pentru transportul turiștilor și pasagerilor în Delta Dunării. Un alt proiect evaluat la 40 de milioane, în jur de 40 de milioane de euro, pentru care suntem în discuții foarte avansate, nu avansate. Decizia comisiei este dată, urmează ca noi să pregătim împreună cu Ministerul Dezvoltării procedurile și ghidurile pentru acest gen de mobilitate unic în România, pentru că nu mai regăsim în altă parte decât aici la noi în Delta Dunării. Transportul pe apă este specific Deltei Dunării. Menționam mai devreme că ați devenit membri cu drepturi depline în Asociația de Management a Destinației Turistice Delta Dunării. Care sunt planurile în acest sens? Da, o mai bună coordonare, o coordonare pentru dezvoltarea turismului, bineînțeles, o coordonare și cu cei din Constanța, mă refer la autoritățile din administrația constanțeană, astfel încât tot ceea ce înseamnă calitate, servicii, mobilitate, mă refer la transport în Delta Dunării, să crească. Acest lucru ne-a lipsit, această structură nou creată, această asociație nou creată este binevenită, își face cu vârf și îndesat, ca să fiu mai clar, treaba. Eu sunt extraordinar de mulțumit, sper să o țină tot așa, iar cei de la Constanța să vină să conlucrăm, pentru că există o discuție și o înțelegere pe care am avut-o și am semnat-o pe acea înțelegere, acel pact social, astfel încât să dezvoltăm Dobrogea. Discutăm de litoralul românesc, discutăm de Delta Dunării și discutăm de multe altele pe care noi le putem oferi turiștilor și din țară și de peste hotare. La final aș vrea să transmiteți un mesaj tulcenilor pentru sărbătorile care vin și pentru noul an. Da, le spun tulcenilor să aibă încredere că ceea ce am spus se va realiza. Le doresc din tot sufletul sărbători fericite, să aibă multă sănătate și un an nou cu bucurii, cu bucurii alături de familie și satisfacția că județul Tulcea crește și devine o destinație importantă pe harta României.